E mobilizare generală pe esplanada Slatinei, unde se fac pregătiri pentru prima ediție a Oktoberfest. Mai întâi s-a amplasat cortul în care se desfășoară evenimentul. Angajații firmei care se ocupă de organizare pun totul la punct, astfel încât petrecăreții să se poată bucura în voie de cele 4 zile de distracție. Începând de ieri, dacă ați observat, pe esplanada municipiului Slatina a fost amplasat un cort uriaș în care va fi prezentat acest festival Oktoberfest. El presupune 4 zile de distracție pentru slătinenii, pe care îi invităm cu mare drag să vină alături de noi, să se bucure de produsele culinare, de deliciile culinare bavareze și de berea bavareză și românească. Curioși trecătorii au inspectat cortul instalat pe esplanadă și au mărturisit că vor participa la marea sărbătoare. Ce am înțeles de pe la lume pe aceea, că ar fi un eveniment care marchează ziua berii, ceva, în sensul acesta. Ce ziceți? Este binevenit un asemenea eveniment? Toate evenimentele care presupun noutăți pentru orașul nostru sunt binevenite. Deci participați la Oktoberfest? Sigur, da, cu mare plăcere. Ce credeți că se întâmplă aici? O să fie Oktoberfestul. Cum se pare acest festival? Ce știți despre el? Am mai auzit că am mai fost în alte orașe și cred că o să fie frumos. Participați și dumneavoastră? Da. Oktoberfest Slatina începe joi pe 5 octombrie cu o paradă bavareză și un car alegoric. Apoi, în următoarele zile, distracția va fi asigurată de DJ Edelweiss, Claudia și Burzenland Party Band, Lira Band și trupa Alutus. Va fi un program începând cu ora 11, în care prestatorul pune la dispoziție un mic dejun bavarez cu foarte multe premii, cu foarte multe concursuri, cu Regele Berii, cu Miss Oktoberfest și nu numai. În toate cele 4 zile ale festivalului vom avea muzică bună asigurată de un MC și un DJ.